Atât numai? Nu știu.
Există și o diferență oarecum de percepție între ce se întâmplă în exteriorul României și ce se întâmplă în interiorul României. Deci sunt niște teme care nu fac decât să încarce în acel moment responsabilitatea politică, dar o să mai discutăm după aceea. Prezența. Cum e? Eu cred că partea cea mai bună a României a ieșit la vot. Și a ieșit la vot masiv și în țară, a ieșit la vot extraordinar în străinătate. Diaspora leagă România de Occident. Aici e foarte interesant. Vedeți, ei spun așa, nu venim noi acasă, veniți voi. Sau poate fi de trăiți și voi ca noi. Și eu cred că aici diaspora setează cursul, dacă vreți, și pentru următoarele două rânduri de alegeri. Deci participarea asta masivă, extraordinară, salvatoarea diasporei la vot, cred că dă tonul pentru următoarele două rânduri de alegeri. Și cred că asta va fi miza, de fapt. Și am văzut niște declarații foarte interesante. Oamenii înțeleg afară că cine va fi președinte are nevoie și de instrumente. Deci oamenii deja gândesc în perspectivă și eu cred că din acel triplu salt de care vorbeam, primul pas l-am bătut deja cu brio, cu bine. Ion Ionita. Cred că trebuie să mulțumim tuturor celor care au reușit la vot. 10 milioane de români au votat astăzi și au arătat că sunt dedicați democrației și exprimării votului liber. De asemenea, celor din afara țării, România din afara țării, practic s-a prezentat la urne și mulțumim copiilor noștri din afară care au votat asta. Este extrem de important ceea ce au făcut și în primul tur și în turul al doilea, pentru că dau greutatea acestor alegeri, arată că a fost miză, arată că România este dusă de propria ei populație acolo unde trebuie, către Occident, către democrație. Mai puțin de 5 minute, imediat sunt mai puțin de 4 minute. De acum încolo, mai puțin de 4 minute până când vom afla rezultatele împreună la Digi24. Deci primul secret, pentru mulți este secretul lui Polișinel. Rezultatele pe care noi le avem pe telefon în acest moment sunt valabile pentru ora 20. Absolut. Și nu țin cont de diaspora. Bravo. Odată ce vor veni rezultatele din diaspora, probabil diferența dintre candidați va crește. Va fi și mai mare. De precizat că 5%, atâta reprezintă. În momentul ăsta, da. 5% de votare alegătoare. Înseamnă 5%. Da. Înseamnă foarte mult. La fiecare ciclu electoral care va veni. Din păcate, diaspora nu poate să înregistra alegerile locale. Următoarea rundă de alegeri. Dar astăzi și în turul 1, diaspora a arătat că este o forță electorală de care politicienii de la București trebuie, sunt obligați să țină seama. Să acorde ponderea cuvenită în Parlamentul României acestei forțe electorale care și-a arătat capacitatea de vot reală.
Asta este capacitatea de vot prea. 5% diaspora a fost îngrădită să voteze. Votul românilor din străinătate a fost cenzurat de puterea de la București. A fost boicotat, a fost sabotat. Acum și-a arătat potențialul real. Ia. Vedem pregătirile de la sediile de campanie. În stânga vedem pe Klaus Iohannis la sediul Partidului Național Liberal. În dreapta sunt imagini de la sediul de campanie al Viorica Dăncilă. Este sediul PSD, sediul central PSD din București. Și sunt ultimele minute de așteptare la sediile de campanie, așteptare în fața televizorului, dar sunt minute în care încă se mai poate vota, se poate vota pe teritoriul național și în diaspora se va vota chiar și după ora 21 la București. Vom vedea imediat care sunt rezultatele sondajului IRES realizat pentru Digi24. Precizare foarte bună, o repet. Ce veți vedea la Digi24 imediat sunt rezultatele sondajului Exit Poll, valabile pentru ora 20 ceva. Mai târziu vom primi și cifrele valabile pentru ora 21. Cred că este ultimul minut, imediat un minut și jumătate de așteptare. Sondajul Exit Poll înseamnă că este o proiecție a rezultatului votului de astăzi, realizată această proiecție pe baza unor sondaje făcute unul la unul de operatori IRES cu oamenii care au mers la vot. Sondajele astea au fost făcute în secțiile de votare. Și așa obținem proiecția pe care vă vom oferi într-un minut. Într-un minut și 10 secunde. După aceea vor începe să vină și rezultatele oficiale. Împreună, deci, la 21 peste exact 5 minute, vom ști care sunt rezultatele sondajului Exit Poll. Și o precizare pe care o primesc în momentul ăsta. Cifrele sunt valabile, proiecția este valabilă și pentru diaspora. Asta ne comunică sociologii de la IRES. Sondajul pe care vi-l vom prezenta imediat conține și o proiecție referitoare la votul din diaspora. O zi de recorduri, record de vot în diaspora, mult mai mulți oameni care au votat în țară față de ce s-a întâmplat la turul întâi al prezidențialelor și vă spuneam mai devreme cu mare bucurie că sunt 10 milioane de oameni care au votat până acum la alegerile prezidențiale în țară și în diaspora. Sunt 17 secunde până când vom afla cine va fi președintele României pentru următorii 5 ani. Klaus Iohannis sau Viorica Dăncilă? Ei, știu cine va fi. 5 secunde. 4, 3, 2, 1. Este fix ora 21. Cifre valabile pentru ora 20. Iohannis președinte! 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 Bravo! Haideți să facem un scurt comentariu la cald. Un pic mai încet televizorul, mai încet. Dați-ne televizorul. Era o problemă de nici la nouă. Președintele Iohannis pentru viitorii 5 ani, dar mai ales pentru viitoarele 3 luni. Legitimitatea necesară pentru a termina politicile reformate. Reacții la cald? Ascultăm. Păi cred că mai durează atunci acolo ca să spunem două vorbe. Ca să merge și vorbește. Haideți că... Da. Dați mai tare vorbim. Să-l ascultăm întâi pe președinte. Dați-vă puțin ca să... România normală a câștigat astăzi. Românii au fost eroi zilei de astăzi. Au mers într-un număr impresionant să voteze și acesta
este cel mai important câștig pe ziua de astăzi. Faptul că românii au mers la vot. Și aici o mențiune specială pentru românii din diaspora, care au mers în număr extraordinar de mare. Bravo, măi! Bravo! Este o victorie importantă. Victoria de astăzi este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD-ului. Categorică! Primesc această victorie cu bucurie, cu mulțumire, cu modestie și cu încredere în România. Vă promit astăzi, aici, în această seară, că voi fi președintele tuturor românilor. Bravo! Bravo! Și a celor care nu m-au votat. Bravo! Voi fi și președintele românilor care nu au votat deloc, cu speranța că data viitoare vor merge totuși la vot. Această victorie, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate, o majoritate compusă din partidele democratice, care vor duce România spre modernizare, spre europenizare, spre România normală. Și vă promit încă un lucru. Voi fi un președinte total implicat pentru România. Bravo! Este o înfrângere semnificativă pentru PSD. Dar trebuie să fim realiști, am câștigat o luptă importantă, dar războiul încă nu a fost câștigat. Este nevoie să mergem la vot și la locale și la parlamentare. Abia atunci când PSD-ul este trimis în opoziție, vom putea face ce ne-au cerut astăzi românii. Abia atunci vom putea să facem România normală, România așa cum ne-o dorim noi cu toții. România normală. În România normală vom fi și trebuie să fie alegătorii liberali. În România normală vor trebui să fie alegătorii USR Plus. În România normală vor trebui să fie alegătorii PMP, UTMR. Și da, în România normală trebuie să fie și alegătorii PSD-ului. Eu nu am un război cu alegătorii PSD-ului. Eu am un război cu PSD-ul, care încearcă să se cramponeze de putere în județe, în comunități. Și de aceea vă invit, dragi români, rămâneți conectați, mergeți în continuare la vot în număr mare. Este extrem de important. În România normală trebuie să aibă loc și cercetătorii, și medicii,
și profesorii și muncitorii de pe șantiere și toți românii din diaspora și pensionarii care vor să fie respectați. Vedeți? Nu există mai multe România așa cum eronat clamează unii. Există o singură Românie. România noastră a tuturor și cu toții trebuie să punem umărul pentru a construi România normală. Și ne vom implica cu toții. Și ne vom implica cu toții. Și vom crea o nouă majoritate parlamentară. Bravo, domnul președinte! Bravo, domnul președinte! Și vă promit că vom crea împreună România normală pe care și-o doresc toți românii. Vă mulțumesc! Bravo! Da, așa cum e de așteptat la cald, sunt foarte bucuros pentru această victorie bine meritată pentru președintele Klaus Iohannis. Este o victorie pentru România. Am câteva lucruri de spus pe puncte. Viața mi-a făcut, de când am intrat în politică, să fiu la 4 alegeri prezidențiale părtași, toate câștigătoare. 2004-2009 și am fost protagonist în linia întâi, coordonator de campanii, 2014 și 2019. Ce-i mai frumos pentru un om politic decât să ai această șansă de 4 ori să fii cel care vorbești câte ceva despre învingător, despre echipa din care faci și tu parte. Astăzi a câștigat România și a câștigat pentru că a votat România întreagă, România mare. Și marele secret, poate, sau marea particularitate este că astăzi am văzut că au votat românii de pretutindeni în proporții covârșitoare. Nu numai cei de acasă, ci și cei din diaspora. Aș spune că a doua capitală a României astăzi a fost diaspora, pentru că dacă ne uităm la numărul de voturi, este semnificativ egal cel al diasporei cu a Bucureștiului. Și vorbim de aici, de la Suceava, unde eu cred că, și nu mă înșel, 8-10% din diaspora cred că sunt și suceveni care au fost la vot. Și îi felicit pentru asta. Este un început nou pentru România. Cred că putem vorbi de finalul tranziției și de un start pentru un alt fel de politică. Aș vrea câteva lucruri să vă spun despre aceste două treimi câștigate de Klaus Iohannis. În primul rând, îi dă o legitimitate foarte puternică președintelui și dacă ne gândim că o Constituție se poate schimba sau moderniza cu două treimi, cred că și asta îl îndreptățește și ne îndreptățește pe noi liberalii să ne gândim la așa ceva. Pe de altă parte, a fost o revoluție a diasporei, a fost o revoluție a Moldovei, a zonei mai sărace, cu un PIB mai scăzut, a acelor oameni care vor să se întoarcă acasă, să se simtă bine și să aibă de lucru aici. Sunt semnale pe care noi, politicienii, trebuie să le luăm extrem de serios în seamă. De aceea apreciez foarte mult cuvintele legate de responsabilitate, onestitate și modestie, dar avem treabă. Iar PSD-ul culege ceea ce a semănat. Din acest moment, aria PSD-ului sau cercul, mai bine zis, în care se va învârti, va fi mult mai mic și probabil îi va fi mai ușor să-și calculeze aria. A pierdut! Totuși, prezența neanticipat de mare. Noi cred că, sau unii dintre noi, am subestimat ce poate să facă tineretul, ce poate să facă diaspora,
ce poate să facă internetul, ce poate să facă lumea informată. Eu cred că 30 de ani unii au profitat de izolare și de beznă. Mi-aduc aminte că unde prindeam posturi de televiziune în perioada lui 2000, aveam șanse să câștigăm, că mai apăream și noi. Unde era doar televiziunea națională, n-aveai nicio șansă. Acum internetul a schimbat radical lucrurile. Nu se mai poate nimeni ascunde după minciună și după promisiuni. A fost revoluția adevărului. Mulțumim. Da, aș vrea să zic și eu câteva cuvinte și să vă spun că om politic, e o bucurie fantastică astăzi aici la Partidul Național Liberal, unde pentru prima dată partidul nostru a obținut un scor extraordinar de mare prin candidatul Klaus Iohannis la președinția României. Mi-aduc aminte din 2007, 2008, 2009, toate rândurile de alegeri că au fost câștigate cu mici excepții. Astăzi parcă ne luăm revanșa și pentru acele excepții și vă spun că ați întrebat de ce un număr așa de mare și dacă anticipam, cu siguranță anticipam. Și anticipam lucrul acesta prin faptul că am fost în această perioadă pe stradă, între oameni, cu președintele Fluturi, cu primarul Ion Lungu, am discutat cu oamenii și toți și-au spus părerea. Cred că peste puțin timp veți vedea și scorul Suceavei, care va fi un scor excepțional pentru noi, pentru județul Suceava, pentru municipiul Suceava. Toate lucrurile acestea s-au făcut într-o echipă aici la Suceava, o echipă condusă de Gheorghe Flutur, o echipă bine închegată și uitați-vă că am mers atâția ani umăr la umăr și lucrurile întotdeauna au fost la toate alegerile pe plus. Și în seara aceasta e o bucurie extraordinar de mare, o bucurie, așa cum spunea și președintele Flutur, ne manifestăm cu mai puțin entuziasm așa exuberant. Suntem cu siguranță conștienți de perioada următoare, perioada care de la noi populația are niște așteptări fantastice. Astăzi, cel puțin la Suceava, nu prea mai avem ce să spunem. Avem președinte, avem guvern, avem președinte de Consiliul Județean, avem primar, deci nu prea mai avem ce face. Așa cum spunea președinte, de mâine la treabă. Da, dacă îmi permiteți, eu sunt foarte bucuros că apelul meu care l-am făcut la suceveni a prins și mă bucură faptul că s-au prezentat mai mulți suceveni în turul 2 la urne. Să fim realiști, nu prea mai era miză, se știa că domnul Iohannis câștigă, nu se știa scorul cu care și tocmai de aceea, fiind într-un oraș mare în care sunt reprezentate toate partidele politice, era pericolul prezența să fie mai redusă. Mă bucură faptul că prezența este mai mare și în procente și în număr absolut de voturi. Sper să obținem un rezultat bun în Suceava și eu sunt convins că domnul președinte Iohannis, echipa dumnealui, cei care ne conduc, ne vor ajuta în așa fel, cum am spus, ca lucrurile să intre într-o normalitate, să scoatem Moldova din izolare, să facem acele autostrăzi, sunt convins că ele se vor face, în așa fel încât să fie viața mai bună pentru suceveni și nu este populist sau demagogie, chiar credem în acest lucru. La fel ca un pragmatic, știu că greu începe de mâine. Dar am văzut și domnul președinte este foarte hotărât, ferm și sunt convins că împreună cu echipa PNL, împreună cu noi, toți cei din autoritățile locale, vom face tot ce este posibil să ducem la îndeplinire platforma cu care domnul președinte Iohannis a câștigat al doilea mandat de președinte. Sigur, este o bucurie sufletească pentru fiecare dintre noi. Am decis șampania să o desfacem mai târziu, poate chiar la vară. Până atunci facem treabă. Mulțumesc! Aș vrea să mai spun câteva cuvinte. Când am venit în fața dumneavoastră, erau în județul Suceava circa 270.000 de voturi, cu circa 11.000 de voturi mai mult decât în turul întâi. Asta înseamnă o mobilizare și vreau să le mulțumesc foarte mult sucevenilor și celor din rural și celor din urban în egală măsură. Vreau să mulțumesc echipei Partidului Național Liberal care au fost niște eroi în această perioadă. Chiar și atunci când temperatura a fost cu minus, noi am fost în teren și de fiecare dată am fost. O mulțumire specială pentru tineri, pentru că au bătut comunele județului Suceava. Dacă mă uit la prezență la vot, vreau să fiu totuși prudent, sper să ne încadrăm în trendul și în linia partidului cu rezultatele, probabil într-o oră și jumătate, două, vom avea aceste rezultate, dar ca o concluzie la ora asta,
e că participare mai mare au fost în localitățile conduse de primari liberali. Dominant mai mare a fost în aceste localități. De aceea eu sper într-un scor bun sau chiar foarte bun, care îndreptățește Suceava încă o dată să fie o forță liberală, care să fie un model pentru zona Moldovei și o locomotivă pentru ceea ce urmează. Ce înseamnă un scor bun sau foarte bun? În procent? Am spus în trendul partidului, așa cum e la centru, dar avem răbdare să începem să centralizăm. Suntem foarte bine organizați cu numărătoarea paralelă și foarte repede vă vom spune rezultatele. Mulțumim! Bravo! Bravo, Iohannis! Bravo, președinte! Iohannis! 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 O poză la selfie, o poză de grup! Mulțumim! Hai să facem un selfie, nu stați așa toți! Selfie? Hai! Victorie! Victorie, hai! Victorie, Lucian! Victorie, domnul, Victorie! Și eu, Victorie, pi bune! Pi bune! Da! Pier pătrat! Da, mulțumim! Telefonul e la mine! Cum am văzut mai acum câteva minute? În aproximativ 30 de minute. La PSD-ul durat 3 minute 14 secunde. Am văzut conferința, am văzut? 3 minute 14 secunde durat conferința. 3 minute 14. Ce mai văd? 3 minute 14. Cum vorbești, mă? Fost și-o trecut. La mine. Nu cum am zis, 67-68%, deci? Ok. Eu vorbesc din... Domnul Barba, care-i scor? 66-33. M-am zis. Am vrut să fie 31,4. Nu e 6. 31,4. Mă duc acasă să vă trebuie. Mă duc să vă trebuie cu copiii. Pierdut. România, Nicoleta, s-au spus la mulți ani? Astăzi e ziua Nicolete, a spus ca bombanii să-i spuneți la mulți ani. Mă, nu mai terorizam. Să mă hoam că nimic, că apă plasă. Nu,
Știi cum era zâmbitul acum? Așa că o să urmă. Dar